discuție frumoasă despre bibliotecă ca centru cultural, ca centru de cercetare științifică. Unii s-au pus în valoare biblioteca. Și foarte bine am zis că zilele bibliotecii se încep cu așa activități. Însă, după care înțelegere, eu nu știu, ați spus exact în zilele bibliotecii, participare ca protagonist a lui Vitalie Răileanu în cadrul zilelor. Și e bine. Eu nu știu cum a fost, asta e șmecheria Svetlanei, dar cred că este o șmecherie bună. Deși Ioan Hădărcă, Iulian Filip, Ianuș Turcanu, vorbind despre bibliotecă, nu puteau delimita absolut deloc nu se puteau delimita despre personalitatea lui Vitalie Răileanu. Vitalie Răileanu, care conduce această bibliotecă, care s-a identificat cu rolul bibliotecii, identificat cu cartea din Ultera, se identifică și cu cercetarea, procesul de cercetare a procesului literar în Republica Moldova. Cine este Vitalie Răileanu? Un tip frumos. Sportiv. Dar vreau să zic ca particularități umane sau caracteristici, aș zice. Pentru că oamenii se deosebesc unul față de altul prin modul de a face ceea ce face și prin modul de a se raporta la ceea ce face. Modul prin care se raportează la ceea ce face este unul deosebit la Vitalie Răileanu. El face lucruri și spune cu tărie aceasta. Eu am făcut, eu fac cel mai bine, poate este provocator, da, poate special provoacă, poate este nu chiar modest, dar modestia nu încurcă omului, dar prea mult să strică. El, de fapt, în fundul ghilimele inimii, este un om modest. Și la suprafață și înăuntru este un om foarte, o personalitate foarte romantică. Poate dumneavoastră nu ați observat, el răspunde foarte răspicat tuturor celor care, Doamne ferește, spun ceva rău despre biblioteca lui, chiar și o comparație câteodată devine insuportabilă, dar asta e dragostea lui, așa și exprimă el dragostea față de această bibliotecă și de tot ceea ce prezintă această bibliotecă pentru comunitatea culturală din Chișinăuiană. Și să știți că o mare parte din această activitate culturală reprezintă activitățile de, poate umple, anume activitățile acestei biblioteci, gândite de acest colectiv, diguite cu dragoste și pasiune, devotament și sacrificiu, zic sacrificiu și o să lămuresc de ce, și eu vorbesc cam și mă mir de mine, pentru că nu mi-a zis nimic ca să moderez, dar mă ia Svetlanaus ca să moderez. Mă întorc la romantismul omului Vitalie Răileanu. El are un spirit foarte bun de observație, observă tot ce e frumos în jurul lui. Și dacă ies în ograda bibliotecii, el numai decât va observa cele mai fine floricele și va face compoziții în bibliotecă. Mi-aduc aminte că atunci, astăvară, când funcționa troleibucul, prima zi când au venit colectivul la troleibuc, la botanică, acolo, primele fotografii, mă uit, că nu eram prezentă, ce face domnul director, făcea echibane. Toată măsuța cu echibani l-aștepta și le-am trecut la întâlnire. Dar parcul era o comoară, sub orice gard găseai floricele, de care vrei. Și iată, nu este nici o activitate din care să nu se hrănească
Și acest aspect al bibliotecii și a directorului, să nu fie o ichibană, că l-am stricat-o cu asta pal, o ichibană la orice eveniment aici, în bibliotecă. Romantismul lui nu se limitează doar la aceasta, este atenția lui față de colegi, de colegii din biblioteca sa, de colegii de la Biblioteca Municipală, aparent, cum am zis, provocator, poate ghimpos, pentru că are barbă, este. Dar dacă este o aniversare a unui coleg, cea mai originală felicitare el va face. Cea mai originală, hai să nu duc nimic, pentru o persoană aceea, dar în cel mai original mod va găsi obiectul, va găsi dedicația, va găsi, machetarea sau modul în care să transmit această dedicație. Eu cred că colegile noastre au învățat multe de la omul Vitalie Răileanu. Și eu, bătrână de 65 de ani, am învățat foarte multe. Am învățat că un berbec poate fi romantic, gentil, frumos, toți berbeci frumoși, că omul meu tot de berbec. Numai că am aflat, doar când am ieșit la pensie, că un pește trebuie să încolgeare pământul și să fugă de un berbec cât poate, dar n-am putut să fie pe unde m-a luat. Și apoi când am venit, Genoveva, prietenul Genovevei, domnul Răileanu, berbeci, și mai sunt berbeci. Deci, dar, am învățat din relația cu omul meu. Dacă îi netezești, numai într-o parte, îți dea aur. Invers, Doamne ferește. Îl urmăream și la impresii din viață și cărți a lui când a fost protagonist Dumitru Crudu. A fost un moderator excelent. Dar ați fost înțeles de înainte, eu n-aș putea să moderez. Așa, exprompt. Păi, Svetlana, știi ce faci. Frumos ai moderat, am și menționat acest fapt, dar mi-a plăcut freza atunci. Și nu știu dacă am menționat sau nu, dar era într-o, cred că proaspăt tuns. Stătea foarte frumos. Deci eu nu știu, că nu totdeauna așa e. Câteodată îi dăm uit, câteodată nu. Dar, nu, îl caracterizează pentru că este un om viu, un om simplu ca și noi. Are ambiții profesionale mai mari decât poate majoritatea dintre noi. Și la atelierul nostru de la Chindii Profesionale, când a trebuit să modereze o mască despre lecțiile eșecului, m-am mirat, deși ești un iertător, n-ai scris sinteză. E scurs, nu? M-a zis o pagină. Am dat și unii. Și mi-a trimis pe că noi așteptăm. Bine că mi-am ațămenit. Deci, întrebându-l, pentru că expromt sau neexprompt, i-am propus să modereze o masă percepția eșecului sau eșecul ca primul pas spre inovare, m-am mirat cât de pregătit a fost. Și l-am întrebat, păi eu m-am pregătit, m-am documentat. Asta e Vitalie Răileanu, care nu face lucrurile oricum, face lucruri fundamentale. Sau cel puțin tinde să facă lucruri fundamentale. Zic aceasta nu recunoscând că nu îi reușesc. Zic aceasta pentru că într-o bibliotecă lucruri fundamentale trebuie să le faci cu suport fundamental. Ceea ce nu avem, suport financiar. Și asta o resimte Vitalie în activitatea pe care o organizează aici. Așa cum s-a discutat și despre bibliotecă, cum spunea și domnul Andrei Burac, dacă bibliotecile sau, nu știu care, sau domnul Hadărcă zicea, sau poate domnul Spătar, nu știu care, cum își zicea, că bibliotecile, cultura nu e nici măcar cenușăreasă. Dar eu zic că da, cenușăreasă ne vine ca o mănușă comparația, pentru că cenușăreasa, până la urmă,
deveni prințesă sau nu știu unde, sau să îmbogățește. Deci bibliotecarul totdeauna speră că lucrurile se vor schimba și acest domeniu va fi apreciat, va fi finanțat cum ar trebui să fie finanțat în țările pe care le-a vizitat domnul Andrei Burac, în țările care le-am vizitat eu și Mariana Hărăschi, Finlanda, Suedia, care dețin primatul, cum zicea Iulian Filip, în materie de biblioteconomie. Am zis că este un coleg incomod de cele mai multe ori. Sarcasmul e a doua mea limbă nativă.